Volumul mărfurilor exportate în luna martie 2023 din județul Suceava, în valoare de 67,81 milioane euro, a fost mai mic decât volumul mărfurilor importate de 85,91 milioane euro, astfel încât balanța comerțului internațional prezintă un deficit comercial de 18,98 milioane euro. Informația a fost furnizată prin buletinul statistic lunar dat publicității recente de Direcția Județeană de Statistică Suceava și Potrivit căruia, față de luna martie 2022. Deficitul comercial a înregistrat o creștere de 1 milion de euro. Sursa citată relevă că în intervalul 1 martie 31 martie 2023, volumul mărfurilor exportate din județul Suceava a fost de 175,08 milioane euro, mai mic față de valoarea mărfurilor importate de 239,07 milioane euro. Astfel, deficitul comercial consemnat a însumat 63,99 milioane euro, în creștere cu 11,2 milioane euro comparativ cu cel înregistrat în perioada omoloagă din anul 2022. Buletinul statistic lunar al Direcției Județene de Statistică mai evidențiază că gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a fost în luna martie 2023 de 78,9%, acesta crescând cu un punct procentual față de aceeași lună din anul trecut. În martie 2023, gradul de acoperire a importurilor cu exporturi din județul Suceava a fost mai mare cu 0,6% față de gradul de acoperire înregistrat la nivel național, 78,3%. În perioada 1 ianuarie 31 martie 2023, în județul Suceava, gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a fost de 73,2%, mai mic cu 3,9% față de gradul de acoperire înregistrat în aceeași perioada anului 2022, de 77,1%.